Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în această seară. La 2 Corinteni, capitolul 2, citim începând cu versetul 14 și până la 17. 2 Corinteni, capitolul 2. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea Lui Dumnezeu o mireasmă Lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceea, o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Amin. Ortodul Dumnezeu, continuăm seria noastră de mesaje cu privire la doctrina creștină. Acesta este cel de-al patrulea. Mesaj care vine și încheie o primă secțiune din această serie de mesaje. Secțiune despre felul în care se descoperă Dumnezeu. Despre revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește tuturor oamenilor prin lucrurile pe care le-a creat. Așa ne învață Psalmul 19. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu. Și întinderea lor vestește puterea Lui. Nemărginirea Lui. Apoi, după ce Dumnezeu a vorbit de multe ori și în multe feluri, părinților noștri prin proroci. La sfârșitul acelor zile ne-a vorbit nouă prin Fiul. Asta scrie în Evrei, capitolul 1. Dumnezeu se descoperă în lucrurile create și se descoperă în mod suprem în Fiul Său. În al treilea rând, Dumnezeu se descoperă oamenilor prin proclamarea Bisericii. Poate dintre toate aceste mesaje, acesta este cel mai delicat. Și să vă spun de ce. Omul alege biserica la care merge. După mulți factori. Dacă îi mai numesc, alege o biserică în care n-are nimeni treabă cu el. Și acolo, dacă vii bine, dacă nu vii, iar e bine. Când vii, vii. Deci, e așa. Ca un fel de gar în care oamenii vin, trec, ies, revin, când vor. Dacă e un om mai serios, cât de cât, își va pune niște probleme. Și printre ele, poate cea mai importantă, este aceasta despre care vorbim noi în această seară. Mă duc la biserică, nu stau acasă, mă duc la biserică. Duminică dimineață, duminică seară sau în timpul săptămânii. Mă duc.
Și dacă mă duc la una anume, ce aș vrea să se întâmple acolo? Cerința numărul 1 este următoarea. Vorbește Dumnezeu acolo? Da sau nu? Vă dați seama cât de grea, cât de mare este întrebarea aceasta. Cum răspunzi la ea? Vorbește plenar sau așa? Abia mai șoptește. S-aude din când în când. Pericolul de la începutul bisericii și până la sfârșitul istoriei, acesta este. 1 Timotei, capitolul 3, scrie așa, că oamenii, în zilele din urmă, adică de la Rusalii până la a doua venire, vor căuta să-și dea învățători cum? După poftele lor. Întotdeauna, cei care se ostenesc în ogorul Evangheliei au această presiune. Și de multe ori, dacă ești în lucrarea Cuvântului, te lovește astea. Poate ai fost în situații în care cineva care te-a ascultat să vină să spună ce-ți veni să vorbești despre lucrurile astea? Sau să meargă un pas și mai departe și să zică lucrurile respective sunt tendențioase. M-ai vizat pe mine. Și alte lucruri asemenea acestora. Una dintre liniile de atac non-stop din partea celui rău asupra bisericii la acest punct este. Dacă se aude sau nu se aude în biserică glasul Domnului. Pentru că atunci când tu pleci de aici, să-ți rămână în minte și să nu uiți. Pentru că mai apoi să poți spune, măi, mi-a vorbit și mie Dumnezeu. Lucrurile pe care le-am auzit s-au coborât de la El. Ceea ce am citit, 2 Corinteni 2, de la 14 la 17, ne dă liniile esențiale pe baza cărora noi putem da răspuns la această întrebare grea. Cuvântul spune că noi suntem o mireasmă a lui Hristos. Înaintea tuturor oamenilor și a celor care sunt pe calea mântuirii, și acelor care sunt pe calea pierzării. Pentru unii suntem o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru alții, o mireasmă de la viață la viață. E aceeași mireasmă, dar pentru unii e moarte, iar pentru alții e viață. Fraților, astăzi, în biserici, rar se pune problema în felul acesta. Ispita mare este să te porți în biserică cum se poartă cel care te întâmpină când intri la restaurant. Să te facă să te simți cât se poate de bine. Să-ți satisfacă toate dorințele. Îți dă catalog și ceri ce vrei? Și el trebuie să execute. Acesta e modelul care constituie o primejdie. Dacă te întrebi atunci cum se aude glasul lui Dumnezeu, răspunsul este sigur, nu se aude. Nu se aude. Cum ar trebui să punem problema? De câte ori ai auzit în biserici
cuvânt care vine și spune, dacă primești asta, te vei bucura de viață, de iertare, de veșnicie. Dacă respingi asta, urmează moartea și pedeapsa. Biserica nu are voie să lase la o parte această claritate în privința cuvântului. Aduceți-vă aminte, poporul stă gata să intre în țară, Moise la sfârșitul zilelor, cheamă întreg poporul la reînnoirea legământului, iar la urmă, pune condițiile și consecințele. Dacă ascultați, astea-s binecuvântările. Dacă n-ascultați, astea-s blestemele. Acestea sunt lucrurile pe care le aduce Dumnezeu înaintea poporului Său. Nu înaintea dușmanilor Săi, ci înaintea poporului Său. Această claritate, moarte și viață, trebuie să rămână element, component în proclamarea bisericii. Altfel, biserica a pus căluși în gura lui Dumnezeu. Și se aude așa înfundat, din când în când, când mai scapă și mai poate să spună ceva. În rest, nu se aude. Și căutăm noi, unul după altul, să ne facem să ne simțim cât de cât. Necazul este că, la urmă, toți plecăm necăjiți și supărați. Că eu niciodată nu te voi putea mulțumi pe tine. Și tu, niciodată pe mine. Pe noi toți, numai Dumnezeu ne poate mulțumi. Noi suntem prea mici, prea slabi și fără putere. Te-ai întrebat vreodată dacă ești pentru cei care te văd și te cunosc o mireasmă a lui Hristos? Ca să răspund la întrebarea asta, mai întâi trebuie să știi ce e aceea mireasmă a lui Hristos. Imaginea de aici, din 2 Corinteni 2, este o imagine complexă. Este o zi unică în viața unui imperiu. O zi a triumfului. O zi în care se celebrează o victorie. Și atunci, împăratul sau generalul victorios cu carul lui de luptă intră în cetatea acelui imperiu. Iar după el vin soldații lui, iar după ei vin prinții de război și prada de război. Și este o sărbătoare care ține multe zile. Când Traian a cucerit Dacia, pe Decebal. Sărbătoarea de triumf de la Roma a ținut 123 de zile. Un așa eveniment din viața culturală este luat de Apostolul Pavel și adus pe teren spiritual. Biruința este biruința lui Hristos asupra păcatului și asupra morții. Iar noi suntem luați în carul lui de biruință și răspândim mireasma lui, mireasma biruinței lui. Primeștia pentru biserică e pe următoarea linie. De câte ori n-ați auzit la biserică sau n-ați văzut o atitudine triumfalistă ca noi? Nu mai e nimeni. Nu mai e nimeni.
mireasma lui Hristos nu miroase așa. Păi noi și bunul simț ne învață, nu? Lauda de sine nu miroase a bine. Deci, când vorbești de mireasma lui Hristos, trebuie să ai în vedere altceva. Acesta a fost motivul pentru care la lectura noastră comună am ales acel text. Știți de unde este? 2 Corinteni, capitolul 12. Dacă în viața mea devine real ceea ce scrie acolo, când tu te întâlnești cu mine și vorbești cu mine, tu vei simți aroma lui Hristos. Știți când? Când eu voi ajunge în situația în care voi spune, Doamne, de mine nu mai e nimic. Absolut nimic. Dacă se întâmplă ceva, dacă ceva funcționează, dacă lucrez, aceasta se datorează în întregime, 100% harul tău. Așa scrie textul pe care l-am citit noi. Harul meu în slăbiciune îți este îndeajuns. Când eu te voi percepe pe tine ca un om, bărbat sau femeie, care depinzi total de harul lui Dumnezeu, eu voi putea spune, chiar dacă nu-mi va place, Hristos e atât de evident în viața acestui om, încât nimeni nu poate contesta asta. Aceasta e mireasma lui Hristos. Zdrobire totală, absolut totală, pentru ca El să aibă stăpânire totală. Vreau să te cercetezi tu acum să vezi cam cât mai e la tine de lucrat. Cât de încăpățânat ești. Cât de îmbufnat ești. De unilateral. De închis. Toate astea sunt piedici în calea lui Hristos din viața ta. Toate. Cu Apostolul Pavel știți cum a lucrat? Domnul a pus un țepuș în carne. Pe care a refuzat să-l scoată. Nu știm de ce natură a fost. Dar știm că a fost dureros. Știm că s-a rugat să-i fie luat. Dar nu i s-a dat răspuns pozitiv la rugăciunea asta. Pentru ca Hristos să se poată vedea plenar în viața acestui bărbat. Când te întâlnești cu El, îi simți aroma peste tot. Peste tot. Așa ceva, pentru unii, va fi un mesaj al judecății. Pentru alții, va fi un mesaj al vieții. Hristos vorbește și pentru cei care sunt pe calea pierzării și pentru cei care sunt pe calea mântuirii. Vedeți? Liniile pe care dacă mergem găsim răspuns corect la întrebarea dacă Dumnezeu vorbește într-un loc sau nu. Într-o anumită biserică sau nu. Iar la final, la ultimul verset din textul citit, Apostolul Pavel ne dă celălalt element necesar. Pe lângă zdrobire, avem o grijă mare la cuvânt. El spune așa, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu și următoarele cuvinte sunt deosebit de dureroase. Știți ce spune? Cum fac cei mai mulți și vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Vedeți blindajul pe care îl pune. Inimă curată.
din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Așa ceva este elementul distinctiv care trebuie luat în seamă când îți alegi biserica. Așa îți dai seama dacă Dumnezeu mai vorbește. Altfel, totul poate fi polit, strălucitor, dar, așa cum spune 1 Corinteni 13, chimval zângănitor. Legat de acest paragraf, avem un altul pe care sunt convins că știți. 1 Petru, capitolul 4, când vorbește despre darurile de slujire în biserică, la un moment dat vorbește și spune următoarele cuvinte. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta este măsura. Pe de o parte, viață cu inimă curată, zdrobită, în care stăpânește Hristos. Pe de altă parte, cuvântul, așa cum a fost scris, luat și adus, explicat, arătat, pe înțelesul tuturor care vin la biserică. Dacă așa ceva se întâmplă într-o anumită comunitate, când oamenii pleacă de acolo, vor spune, mi-a vorbit Dumnezeu astăzi. I-am auzit glasul astăzi. Tot în această epistolă, mai avem două versete importante în privința cunoașterii lui Dumnezeu. Întoarceți, rog, la capitolul 4, să citim versetul 6. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Acest verset vine și leagă descoperirea lui Dumnezeu plenară în Hristos de slujirea bisericii, de predicarea bisericii. Noi nu vorbim de la noi. Noi nu ne predicăm pe noi, ci îl predicăm pe Hristos ca Domn. Și când îl avem în centru pe Hristos, pe fața Lui, strălucește lumina cunoașterii lui Dumnezeu. Aceasta e misiunea pe care o avem noi. Cât de bine ne achităm noi de asta? Când vorbești tu despre biserica aceasta, cu cei pe care îi cunoști, acesta ar trebui să fie lucru cel mai important pe care ar trebui să poți să spui. N-ai voie să inventezi, să pui de la tine, să umpli lucrurile cum nu sunt, ci noi ar trebui să veghem ca aici să se audă glasul lui Dumnezeu. Și cel mai important lucru pe care tu să-l poți spune când vorbești cu alții despre biserica aceasta, acesta să fie. Nu mă duc acolo pentru că îmi place. S-ar putea uneori să nu-mi placă.
Și mă duc acolo pentru că se aude glasul Domnului. Și lucrul cel mai important din lumea asta, punctul de reper de care am nevoie ca de aer, e glasul Domnului. Că dacă mă iau după firea și după poftele mele, nu mă duc la biserică niciodată. Niciodată. Pe lângă 2 Corinteni 2, mai există două texte în Noul Testament pe care trebuie să le parcurgem când vorbim despre descoperirea lui Dumnezeu prin proclamarea bisericii. Primul este Romani, capitolul 1 și capitolul 3. La Romani 1 cu 16 și 17, Biblia spune următoarele cuvinte. Mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care o crede. Lucrurile stau așa, pentru că în ea, în Evanghelie, se descoperă o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi din credință. Ce ne învață pe noi acest verset? Când auzi Evanghelia predicată, se descoperă ceva despre Dumnezeu. Înțelegi ceva despre felul în care lucrează Dumnezeu. Dacă mergi cu lectura până la capitolul 3, Epistola către Romani, ajungi la versetul 3 cu 21. Unde Apostolul Pavel reia această temă a descoperirii, a revelației. Și îl spune așa. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Dar ea se dă fără lege. Iar apoi vine și o explică. Toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Toți sunt pe drumul care duce la pedeapsa ce așteaptă, la moarte. A fost nevoie ca Dumnezeu să-și trimită Fiul și să câștige răscumpărarea pentru toți oamenii. Să facă ispășire pentru toate păcatele. Pentru că ei, prin credință, să fie socotiți neprihăniți. Așa ceva se descoperă despre Dumnezeu când auzi Evanghelia. E vai de om, dar este speranță pentru om, datorită trimiterii Fiului. Robia păcatului se poate frânge, patimile pot fi răstignite și viața nouă poate fi o realitate. Auzi tu lucrurile acestea în biserică? Ai înțeles tu lucrurile acestea despre Dumnezeu? Așa se descoperă El în predicarea bisericii. Când frații se perindă în locul acesta, vin și vorbesc despre lucrurile acestea. Aceasta este misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Acesta este elementul obiectiv. Punctul de reper, glasul Domnului. Și în locul acesta. Celălalt text important este 1 Corinteni, capitolul 1. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Propovăduirea crucii. Pentru unii e o pricină de potignire. Pentru alții e o nebunie. Dar pentru noi este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Când argumentul ajunge la sfârșit în 1 Corinteni 1, Apostolul Pavel spune așa. Hristos a fost făcut pentru noi.
înțelepciune, putere, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Așa ceva aduce biserica despre Dumnezeu înaintea tuturor oamenilor. Înaintea tuturor. Și a celor care sunt pe calea mântuirii și a celor care sunt pe calea pierzării. Acesta este mesajul bisericii. Proclamarea bisericii. Și numai în felul acesta Dumnezeu se face cunoscut. Revenind la 2 Corinteni, citim în capitolul 5 următoarele cuvinte. Noi răsturnăm izbodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Fraților, acest verset vine și sumarizează zbaterea care există de o parte și de alta în această lucrare. Din partea celui rău, din partea lumii, din partea firii pământești, fiecare om caută să ridice cetății, întărituri, fortificații. Nu vreau ca Dumnezeu să ajungă cu lumina Lui la mine. Pentru că eu știu câte trebuie să dau afară. Câte trebuie demolate. Cât trebuie eliminat. La câte trebuie să renunț. Și atunci, construiesc ziduri de apărare. Orice om face asta. Când vii la biserică, aceasta este ispita la care ești supus non-stop. Ce vrea cu mine? De ce eu? Asta e prea de tot. Și mai pui un rând de cărămiți? Datoria noastră. A ta în cauză, a mea în cauză și a celorlalți de lângă noi. Este să dărâmăm întăriturile acestea. Să le dărâmăm. Reușim asta atunci când fiecare gând îl facem rob ascultării de Hristos. Atunci, cunoașterea lui Dumnezeu are câștig de cauză. Mă cuprinde și pe mine. Îi aud glasul. Îi înțeleg voia și-l urmez. Fraților, acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le împărtășesc cu voi în această seară. Sunt lucruri de care atârnă multe hotărâri pe care le iei. Multe. În acest fel îți poți defini legătura cu biserica. Cred că tuturor ne este clar că biserica, biserica lui Hristos, nu are nevoie de mine, nu are nevoie de tine, ci eu am nevoie de biserică și tu ai nevoie de biserică. Nu lăsa ca lumea să-ți sucească aceste lucruri invers. Nu lăsa. Uneori eu pot fi spiritul, Doamne, fără mine, nu-ți pasă. Uneori tu vei fi ispitit. Lucrurile nu stau așa. Oricine ai ajunge în poporul lui Dumnezeu, tu ai nevoie de El, nu El de tine. Nu uita lucrul acesta. Dacă vezi în acest fel problema, toată culoarea se schimbă.
atitudinea, abordarea, se schimbă. Eu vin în mijlocul poporului Dumnezeu ca să aud glasul Dumnezeu. Așa a hotărât El să lucreze în mijlocul poporului Său. De aceea nu există creștini izolați. Există numai frați care vin la oaltă. Totdeauna. De așa de multe ori nu-mi place asta. Și nici ție nu-ți place asta. Dar trebuie să te pocăiești. Și să vezi că singur, singură, nu mergi departe. N-ajungi departe. E ca la război. Soldatul singur e o pradă ușoară. Dă o divizie. Ține piept. Vreau să încheie acest mesaj. Ducând discuția cu altul. Dacă te-a chemat pe tine Hristos la propovăduire, la proclamarea Cuvântului, în ce fel vechezi asupra inimii tale, asupra relației tale cu Dumnezeu, asupra seriozității cunoașterii Cuvântului și la a-L aduce apoi în mijlocul poporului. S-ar putea să fii tu în mijlocul nostru un om chemat de Dumnezeu la proclamare și tu să nu asculți. Sau s-ar putea să fii chemat și să nu iei în serios responsabilitatea chemării. Vreau să meditezi și să-ți deschizi inima la lucrurile acestea. Și ce scrie în 2 Corinteni 2, de la 12 la 14? Caută să vezi dacă se potrivește cu ce ai adunat sufletul tău. În viața ta. Mireasma lui Hristos nu se răspândește numai de la învornă. Mireasma lui Hristos se răspândește în fiecare loc. Prin viața ta și prin cuvintele tale. De aceea, descoperirea lui Dumnezeu prin proclamarea Bisericii are loc la toate nivelurile. La toate. Vreau să încheiem seara aceasta cu un timp personal de rugăciune. La care să-ți pui o singură întrebare. Numai una. Doamne, sunt eu glasul Tău? Când vorbesc eu, te auzi Tu? Toți cei care mă știu, cu care mă întâlnesc în fiecare zi, te aud sau nu te aud?